Hello, ce faceți? Nu m-ați mai văzut de multă vreme cumpărând cărți, nu-i așa? Era momentul, trebuie să mai cumpăr și eu. Ce booktuber sunt eu dacă nu cumpăr cărți? N-am luat foarte multe, așa cum ziceam și data trecută pe Instagram și cred că am mai zis în vloguri pe aici. Nu am, domnule, noroc la cărți ieftine. Eu dau banii, nu știu, mi se pare că alții au noroc de cărți la 3, 5 lei, 7 lei, în anticariat cel puțin, iar eu le găsesc mai la 50. Imediat vă povestesc despre aceste cărți. Eu sunt Roxana, mă bucur că sunteți aici cu mine, autoarea conturilor de Instagram Ai Carte, Ai Parte și numele meu Roxana Brănișteanu. O să încep cu tetralogia pe care o și vedeți aici. V-ați dat seama imediat despre ce este vorba. Cărți pe care mi le doream tare mult. Am cumpărat acum ceva timp prima parte, neștiind că este serie, neștiind că este o tetralogie. Eu am crezut că Elena Ferrante a scris o singură carte, deși știu, am văzut seria și am văzut că avea 4 părți, dar m-am gândit, cartea este una singură, cuprinsă toată într-o carte, dar uite că sunt 4 și apucasem deja să cumpăr una, așa că una am oferit, am făcut concurs pe Instagram cu ea. Cine a participat și a câștigat, felicitări! Sper că sunteți și acolo, dacă nu, las conturile în descriere să dați un follow și vă mulțumesc pentru asta. Bineînțeles, dacă vă place contentul meu, nu facem nimic împotriva ceea ce nu ne place. Tetralogia napolitană, una dintre cele mai mari romanciere contemporane. Adevărul e că am auzit atât de multe despre Elena Ferrante și a ei, prietenă genială. Mama a citit toate seriile, toate cărțile în italiană. De asta și voiam să fac un vlog cu ea, dar nu se lasă atât de ușor convinsă să apară public. Elena Ferrante îmi place foarte mult, seamănă cu, nu știu dacă, mă rog, seamănă cu un brand foarte cunoscut, FF ăsta. EF, dar eu îl văd ca un F de la ceva. Se vede fain. Da, chiar îmi place că au venit așa. Astea sunt luate din anticariat. Sunt mulțumită de prețul lor pentru că una singură e undeva la 35, 40, 45 poate de lei și atunci eu le-am luat pe toate cu 100 și un pic, 110 parcă. Deci destul de bun prețul, aș zice. Pentru 4 cărți, să fim serioși, 4 cărți. Deci nu știu de ce m-am plâns mai devreme că 100 de lei, 4 cărți nu e chiar atât de mult. Și mai ales că știu care e prețul lor într-o altă librărie, adică dacă cumperi separat câte una. Imaginați-vă că erau peste 160, aproape cât am dat eu pe toate la un loc. Vreau să mă apuc, sincer, nu vreau să mai amân. Prietena mea genială, am început odată, nu știu de ce am început, eram în același timp cu altă carte, lucru pe care n-ar trebui să-l fac niciodată, dar uite că mi se mai întâmplă și treaba asta. Și drept dovadă n-am putut merge mai departe cu prietena mea genială, nu m-a prins foarte tare, nu știu. Deși mi-a plăcut la nebunie serialul de cele 4 părți din serie, mi-au plăcut foarte mult și chiar cred că și cărțile or să-mi placă. Nu știu, zice maică mea că a treia, hai zicem a patra e așa și așa, dar primele 2 părți or să-mi placă foarte mult. Abia aștept să le cunosc pe, cum le cheamă, îmi scapă, Elena și Lila, așa. Elena și Lila. Mamă, abia aștept să ajung la ele. Hai să mergem mai departe. Mai departe, pot să încep cu o cărticică foarte mică. O cărticică este, de fapt, un pachet de cărți. L-am luat, nu din anticariat, dintr-o librărie. Montessori. Probabil că ați cunoscut sau cunoașteți, dacă sunteți părinți, mămici, tătici, pe aici, știți Montessori. Mi-mi place foarte mult, îmi plac cărțile de la ei, sunt special create pentru copii și le-am luat pentru băiețelul uneia dintre prietenele mele. Aici sunt păsări din România și până o să-i le ofer, le desfac și eu acum cu voi. S-ar putea să auziți muzică pe fundal, foarte bună muzică. Suntem ok și cu manelele, am mai zis asta, dar nu când filmez, vecinul. Poți să oprești, te rog? Sper să nu se audă la voi. Aoleu, nu e manea, este melodia pe care o fredonez eu continuu pe Instagram, mamă, ăsta. Este jumătatea mea mai bună, Andra, cu 3 sudest. E incredibil. Jumătatea mea mai... Nu mai faci, nu mai fredonez. Huhurezul este un vânător iscusit. Poate să prindă chiar și un liliac în zbor. Da. Peste 3 ani, zice aici, iar băiețelul prietenii mele chiar face acum 3 ani, anul acesta.
în curând. Deci am nimerit bine, e vorba despre insecte. Și uite ce fain, uitați ce frumos se vede scrisul. Deci aici explicație, iar pe partea asta sunt desene, imagini ale cărticelelor, ale insectelor, păsărilor respective, pardon. Sper că nu erau și ele, nu sunt într-o ordine, așa că nu e problemă că le-am amestecat, le adun și le culeg după. Chiar mă bucur că am găsit. Am vrut să iau și eu, asta face parte din vocabular, am vrut să iau și eu pe cultură generală, știți că mai fac testele acelea de cultură generală de pe site roxanab.ro, care apar lunea sau apăreau lunea, acum n-am mai făcut de multă vreme pentru că n-am mai găsit ceva care să-mi permite să urc gratuit testul respectiv, acum ar trebui plătit și n-am mai creat alte teste. Dar mare parte dintre întrebări le găseam în cărțile de la Britanica, de cultură generală, și mai erau unele pentru copii, nu mai știu exact, teste de cultură generală pentru copii, dar destul de inteligent puse, adică la multe dintre ele nu știau nici adulții să răspundă. Hai să mergem mai departe. Cartea pe care eu consider că am dat destul de mulți bani. Mai ales că este veche, mai ales, adică veche, că nu este nouă și are și o pată aici. Adică, voi vă imaginați cât de important a trebuit să fie cartea asta pentru mine ca să o cumpăr? Și voi vă imaginați că dacă eu am dat banii pe o carte de dezvoltare personală, ceea ce știți bine că nu prea citesc astfel de cărți, decât în situații. Sunt anumite cărți pe care le aleg și eu să le citesc, chiar dacă nu sunt genul meu de cărți. Cum este aceasta? Copywriting. Asta este o carte care mi se pare foarte bună pentru ce lucrez eu în afara serviciului meu de zi cu zi. Și ce lucram și înainte în zona de presă și de copywriting. 100 de idei geniale. 100 idei geniale de copywriting. 100 de idei. Corect, cred că ar trebui 100 de idei. Copywriting de la companii de top din întreaga lume. Folosești cel mai mare clișeu din trusa cu instrumente ale unui copywriter? Ce este mai important decât optimizarea web pentru motoarele de căutare? Și cum începi un text de promovare oferind din primă frază promisiunea informațiilor practice? Am răsfoit-o foarte, foarte puțin în anticariat și mi-a plăcut foarte mult cum explică. Deci e atât de ușurică. Și culmea, bineînțeles că dacă a costat aproape 50 de lei, m-am dus și eu pe alte site-uri acolo, în anticariat. Zic, băi, dacă dau banii ăștia, vreau să văd diferența între prețul acesteia și una nouă, măcar. Nu se găsește, nu am găsit-o pe nicăieri. Chiar nu am găsit-o. Stați că era ceva ce mi-a atras foarte mult atenția. Asta cu folosește intertitluri o știu pentru că din presă și eu foloseam intertitluri, așa că atunci când scriu o recenzie sau orice alt articol pe site-ul meu folosesc și eu intertitluri, este mult mai ușor pentru, și la fel când am avut persoane care au scris pentru site, le-am explicat că e foarte ok să ai intertitluri, ușurează puțin citirea textului. Cum să te descurci cu prețurile mari? Foarte bun. Cum să mă descurc cu un preț dat pe o carte la mâna a cincea și are și o pată aici. Nu știu în ce fel o să mă ajute, dar probabil că o să mă trezesc că știu foarte multe lucruri, așa cum știm deja din cărțile de dezvoltare personală. Tu știi deja acele lucruri. Tu n-ai nevoie de o carte să te dezvolte personal și profesional, dar îți reamintește niște lucruri care poate erau undeva departe acolo în mintea ta. Deci sunt bune cărțile, nu le neg utilitatea. Eu ar trebui să aloc mai mult timp acestora și mă gândesc că anul ăsta măcar, bine, știți că o carte pe an citesc tot timpul de dezvoltare personală. Ideea 1, nu e vorba despre tine, sau este? Vă amintiți secvența clasică din filmul Taxi Driver din 1976, cea în care Travis Bickle, șoferul sociopat interpretat de Robert De Niro, se fixează cu privirea în oglinda din apartamentul său, scoțându-și pistolul amenințător, rostește faimoasa replică. Are you talking to me? Da, mi-aduc aminte asta, fain. Problema cu multe texte e că nu vorbesc cu mine, în cel mai bun caz vorbesc către mine. E o mare diferență pentru că centrul universului acelui text e cel care îl scrie. Dar cui îi pasă de copywriter? Cu siguranță nu cititorului. Foarte interesant, da? Și eu chiar nu știu la ce o să mă ajute, dar sunt convinsă că nu este în zadar și dacă am avut acel feeling că trebuie să o iau, a meritat. Sau o să merite. Andy Maslen.
n-am auzit de autor. Ați citit așa ceva sau aveți un plan, vă interesează, vi se pare interesant, ați citi? Și încă o carte și îmi închei vlogul cu aceasta, o să o vedeți într-un alt vlog și mai am încă un vlog cu aceasta. Uite că tot ziceam, nu citesc cărți de dezvoltare personală și asta poate intra în zona aia de dezvoltare personală. Este o carte de care am făcut deja un vlog, se numește Ikigai, secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită. Și avem aici pe spate cele 10 legi ale Ikigai-ului și chiar vreau să fac acest vlog, urmează să fac acel vlog, dacă eu mi-am găsit sau nu Ikigai-ul în acești 2 ani de când am citit această carte și de când am început de fapt asta a fost prima carte cu care eu am început canalul de BookTube. Făcusem câteva vloguri înainte, dar când am intrat în zona de BookTube, aceasta a fost prima carte cu primul meu vlog. Și cu asta v-am lăsat. Spuneți-mi dacă ați citit vreuna dintre ele și cum vi s-a părut, cred eu că ați citit până acum, Elena Ferrante, prietena mea genială. Cele 4 cărți ale sale și dacă le recomandați, dacă spuneți să mă apuc cât mai repede de ele. Vă pup, sunt Roxana, mulțumesc tare mult că ați fost cu mine și ne vedem data viitoare. Nu uitați, click pe clopoțelul de notificări pentru că fără el nu puteți vedea atunci când postez.